Bună seara, dragă Benone, dragă Titus, doamnelor și domnilor, stimați prieteni, mă sunt onorat să particip la acest eveniment și vreau să vă atrag puțin atenția la două lucruri care au fost menționate foarte corect de antevorbitorii mei. Primul ține de pace. Noi cu dumneavoastră foarte des am folosit acest cuvânt și îl folosim în continuare. Dar încărcătura acestui cuvânt până la 24 februarie și după 24 februarie, cred că cu toții am simțit această diferență. Cei care, ca și mine, au avut ocazia și au mers în Ucraina pe urmele eliberatorilor, ca să spun așa, cred că au văzut multe, multe lucruri care nu poate să le transmită nici televizorul, nici internetul. Eu personal am venit marcat, plin de durere. Dar mi-am zis că nu poți trăi doar cu durerea, pentru că nu e corect, nu e creștinește. Și al doilea lucru este rugăciunea, este speranța. Lucru pe care, la care trebuie să recurgem, la care trebuie să atragem mai multă atenție, nu doar să ne rugăm, dar și să fim aproape cei care trăiesc această tragedie. Încă un lucru care mă simt obligat să-l spun aici este dragostea și grija pe care noi, cei din Republica Moldova, o simțim din partea noastră. Suntem așa cum suntem. Am deschis casele noastre celor din Ucraina, prietenilor noștri, și le vom ține deschise în continuare. Și am rezistat și vom rezista inclusiv datorită ajutorului care vine de peste Prut. Eu nu mă opresc de fiecare dată să vă mulțumesc pentru ajutorul, pentru rugăciunile, pentru susținerea pe care o simțim în fiecare zi de aici, din România, de la București. Și sigur, obligația noastră creștinească este să păstrăm speranța prin rugăciune, prin faptele noastre și desigur că binele va triumfa, pacea va triumfa și Ucraina va învinge. Cu Doamne ajută!